Lucrătorii migrați și tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani au posibilitatea de a-și extinde sau lansa o afacere. Statul vine cu un șir de programe. Programul pilot de atragere a remitențelor în economie pare 1 plus 1. La fiecare leu investit, statul investește încă unul, destinat lucrătorilor migrați, și programul național de abilitare economică a tinerilor, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Diferite programe, diferite proiecte au clienții săi. Dacă proiectul pare 1 plus 1, se referă la cei care au lucrat peste hotare și au câștigat niște bani și sunt astăzi gata să investească banii respectivi într-o afacere în Republica Moldova, ei sunt nemijlocit, cum se spune, beneficiarii acestui proiect. Programul pilot de atragere a remitențelor în economie pare 1 plus 1 este aprobat prin hotărârea de guvern din 18 octombrie 2010, stabilit migraților sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în lansarea sau dezvoltarea unei afaceri proprii. Programul național de abilitare economică a tinerilor este destinat tinerilor cu vârsta de la 18 la 30 de ani care doresc să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii, creând astfel locuri de muncă. Acest program cuprinde trei componente de implementare: instruire și consultanță antreprenorială, obținerea creditelor în valoare maximă de până la 300.000 de lei cu un grant de 40% și monitorizare post-finanțare. Dacă s-ar putea realiza proiectele, eu socot că-s bine și pentru tineret și pentru 1 plus 1, eu socot că-s anume pentru business-ul mic care trebuie protejat și dezvoltat la noi în țară. Reprezentanți din cadrul Consiliului Raional și câțiva agenți economici s-au întrunit în sala de ședințe din cadrul Consiliului Raional Florești pentru a discuta despre facilitățile propuse de stat. Problemele cu care se confruntă agenții economici, prezentarea oportunităților de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova, despre proiectele disponibile pentru micul business și despre pregătirea concursului cel mai bun antreprenor al anului din sectorul micul business. La ședință au fost invitați 33 de agenți economici din comerț, dintre care prezenți au fost doar 4, reprezentând 8 întreprinderi individuale. În luna aprilie noi am preconizat un șir de întâlniri cu cei care activează în domeniul business-ului mic și mijlociu în raionul Florești. Scopul este de a familiariza reprezentanții acestui domeniu de activitate cu legislația, cu schimbările în legislația în vigoare care este în domeniul respectiv. Astăzi ați audiat unele momente într acest domeniu, de a aduce la cunoștința lor care sunt facilitățile și posibilitățile în dezvoltarea acestui business, care sunt promovate de către guvern prin intermediul diferitor programe de stimulare și de ajutorare pentru dezvoltarea acestui business. Un punct aparte l-am avut și ați văzut că a fost discutat destul de așa cu interes, care sunt problemele celor care practică acest business și cum ar putea administrația publică locală să le fie de folos ca legislația, în primul rând, să fie respectată și, într-al doilea rând, ca activitatea lor să fie mai productivă. Am rămas mulțumită de întrunirea care ne-a oferit-o Consiliul Raional. Aș dori ca pe viitor, cred că, să mai avem așa întruniri între noi, să ne expunem părerile, problemele, deciziile care vor urma după asta. Eu socot că așa întruniri trebuie să fie și mai departe. În viața de zi cu zi, lucru pe care îl efectuați în fiecare zi, cu ce vă întâlniți cu unele probleme care apar? Practic, în toată săptămâna sunt probleme pe care ne stăruim să le hotărâm, care nu le hotărâm, mergem la organele respective și înseamnă că găsim o soluție de a hotărâ problemele care se iscă. În raionul Florești activează 1327 de întreprinderi din businessul mic și mijlociu, dintre care 793 sunt întreprinderi care practică comerțul. În cazul nerespectării drepturilor, agenții economici se pot adresa la numărul de telefon la linia fierbinte 022 22 57 99.